Ieri, 28 ianuarie, la ora 10, s-a întrunit adunarea eparhială a Episcopiei organizată la Centrul Cultural Misionar Sfântul Ioan Gură de Aur din municipiul Drobeta, Turnu Severin. În prima parte au fost audiate rapoartele de activitate prezentate de raportori, apoi au avut loc luări de cuvânt. Adunarea eparhială a prezentat într-o retrospectivă sintetică cele mai importante realizări. Cu ajutorul lui Dumnezeu și prin colaborarea celor din centrul eparhial și a preoților din episcopia noastră, am reușit să punem câteva din proiectele pe care le-am propus în anul trecut, să le punem în aplicare și să venim în sprijinul credincioșilor noștri, a celor pe care avem în evidență la sectorul social filantropic. Am realizat în cursul anului ceea ce am propus într-o bună măsură, respectiv lucrările pe care ne le-am stabilit cu câțiva ani în urmă, și anume o lucrare privind viața religioasă din eparhia noastră, reprezentând de fapt o monografie religioasă a județului Mehedinț. În încheiere, preasfințitul părinte episcop Nicodim a mulțumit tuturor membrilor adunării eparhiale pentru contribuția adusă bunei desfășurări a lucrărilor din anul 2020. De asemenea, pentru viitoarele proiecte, preasfințitul Nicodim, episcopul Severinului și Strehaiei, și-a exprimat dorința și încrederea ca și anul acesta să obțină rezultate bune pentru întreaga eparhie.